Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Haideți să vedem care este energia pentru următoarele 7 zile. Citirea este generală, drept urmare vă rog tare mult să luați de aici doar mesajele cu care rezonați. Ce nu, lăsați deoparte. Vă mulțumesc pentru atenție și să vedem pe sectorul relațiilor, planul financiar și zona planului emoțional sau poate medical. S-au grăbit niște cărți. Nu o voi lua. 3 de spade. O durere. O schimbare. Se manifestă o schimbare la nivel de percepție mentală. Revin. Trebuie să iau și cartea cealaltă de jos. Să vedem ce a căzut pe jos. Multă energie de aer. Începuturi noi. Începuturi noi. Haideți să vedem. La baza citirii avem următoarele mesaje. Poțiune. Adu-ți aminte să practici iubirea de sine și avem din nou elementul apă, 24. Prin înțelegere, empatie, iubire de sine îți recapeți stabilitatea, iar împreună fac 6. O alegere foarte importantă care va avea la bază emoții. Interesant. Unii dintre voi doriți să ajungeți la o concluzie care are un fond emoțional foarte puternic. Furtuna, 44, toate furtunile la un moment dat se încheie. Vedeți, v-am spus, s-ar putea să iasă la suprafață o tendință foarte emoțională săptămâna aceasta sau emoțiile voastre să dea buzna și să vă regăsiți voi față în față cu voi înșivă, dar să fie nevoie să treceți peste incapacitatea de a procesa anumite trăiri. Următoarele 7 zile vor fi despre cum voi puteți integra în sufletul vostru, în mintea voastră, emoțiile, astfel încât să vă echilibrați. Avem aici comunicare și creativitate. Și dimineața, lumea te așteaptă. 40. Stabilitatea ta depinde de cum gândești și depinde de ceea ce tu vrei să faci. Am aici un puternic simbol al peștilor și aici de asemenea, deci o săptămână emoțională. Sau pot avea loc niște discuții în legătură cu emoțiile voastre pentru ca acum voi să intrați în armonie. Regenerare. Este o săptămână pentru regenerare, este o săptămână pentru claritate, este o săptămână pentru noi începuturi. Avem semnul astrologic Berbec care spune că avem nevoie de curaj, regenerare la nivel emoțional și claritate asupra lucrurilor exact așa cum sunt ele, fără a face presupuneri, pur și simplu. A ști. Este o săptămână pentru a ști, pentru clar știință. Știu ce simt sau aflu ce simte celălalt pentru mine. O călătorie. Pot relua o comunicare care până acum m-a făcut să mă simt foarte emoțional sau care mi-a afectat foarte tare corpul emoțional sau care mi-a stârnit emoții profunde. Sau puteți acum să aveți o comunicare care să vă zguduie la nivel emoțional, dar care să vă dea și o perspectivă mai amplă asupra lucrurilor și să vă ofere și o claritate deplină asupra situației, exact așa cum se prezintă ea în acest moment prezent.
Așteptări. Este important ca pe parcursul următoarelor 7 zile sau a acestei săptămâni să renunțați la așteptări sau să vă poziționați voi corect în ceea ce privește așteptările voastre și persoanele din viața voastră, pentru că cel mai important va fi să aveți grijă de voi înșivă, astfel încât să nu ajungeți în mijlocul unei furtuni emoționale și pentru a vă putea regenera. La nivel de relație, Nebunul, 4 de bâte, soarele, pajul de bâte, 7 de cupe, asul de bâte. De nicăieri apare o dorință care vă stârnește la nivel pasional sau se înfiripă în voi o idee foarte creativă în legătură cu relația voastră. Sunt mai multe scenarii aici. Unii dintre voi ați traversat o perioadă plină de confuzie în ceea ce privește relația cu persoana voastră de interes. Nu aveți niciun fel de direcție, nu aveți niciun fel de claritate asupra acesteia. Aveți doar așteptări, aveți doar bucățica voastră de adevăr sau doar bucățica voastră de înțelegere în ceea ce privește relația cu o anumită persoană. Însă, 7 de cupe fiind o carte care nu aduce acțiune, ci mai degrabă introspecție, spune că cel mai bine pentru voi în acest moment este să analizați un pic ce opțiune aveți sau către ce vreți să vă îndreptați sau ce așteptări aveți voi de la persoana voastră de interes, astfel încât relația să se regenereze, relația să se poată transforma și să o ia pe un curs mai armonios. Pentru că în acest moment, posibil să aveți parte de un dezechilibru sau posibil să nu aveți claritate asupra direcției în care, evident, mergeți, atât voi cât și persoana voastră de interes. Și atunci, acest 7 de cupe spune că fie găsiți bucurie sau că vă îndreptați către bucurie și aceasta este o alegere, sau către apatie, către nemulțumire. Și din nou, aceasta este o alegere. Cum vedeți voi relația în care vă aflați acum? Pajul de bâte spune că aici există un pic de nerăbdare, un pic de dorință impulsivă de a ajunge la un rezultat sau de a face ceva concret. Energia săptămânii vine cu potențialul de a vă oferi un început sau o oportunitate pentru ca voi să purtați niște discuții care să vă aducă claritate la nivel de relație. Pentru unii dintre voi se reaprinde focul la nivel de relație. Pentru alții dintre voi se reaprinde pasiunea la nivel de relație. Totul va ține de voi și de cum vă veți raporta voi. Dacă sunteți nemulțumiți, atunci tenta pe care această săptămână o poate avea este una de orgoliu exacerbat. Dacă pe voi vă îndeamnă bucuria, împlinirea, atunci tenta acestei săptămâni la nivel de energie poate fi dată de pasiune și de creativitate și de un nou început. Pentru alții dintre voi se luminează zona aceasta a relațiilor pentru că cineva se gândește foarte pasional la voi și dorința îi este atât de mare încât își va face și simțită prezența. Această carte regenerare spune că într-o zi, pe neașteptate, cineva se va trezi cu gândul la voi și va acționa în consecință, va simți nevoia să se reconecteze cu voi pentru că deja la nivel energetic se va fi conectat deja. Unii dintre ei prin vis, iar alții dintre ei emoțional, fără să își dea seama. Avem puternic influența numărului 10 aici, care spune rescriere. Cineva va dori să ia acțiune și să ia problema, soluția, rezolvarea în propriile sale mâini. Cineva materializează acest aspect important. Are o dorință puternică de a face lucrurile să se miște. Și s-ar putea ca voi să nu vă așteptați, ci atenția voastră să fie îndreptată către cu totul și cu totul alte lucruri
pe parcursul acestei săptămâni și să fiți foarte plăcuți surprinși de această energie care vine către voi aici. Energia la bază este una magnetică, pasională. Zece, din nou, roata norocului, roata destinului, cum vreți să îi spuneți. Este o săptămână de revenire. De ce este o săptămână de revenire? Să ne gândim. Marte în rac, Marte fiind planeta pasiunii și a acțiunii, care are și o conotație sexuală foarte puternică, poate în semnul racului, care este unul al emoțiilor și al simțirii, să facă ca energia să lucreze pentru noi și în favoarea noastră la nivel de relații. Adică acel impuls primar pe care noi îl avem să ducă totuși către inimă și către suflet. Asul de bâte aici reprezintă chakra sacrală, creativitatea, dorința, pasiunea, dar și zona sexuală. Iar luna este centrul emoțiilor noastre, drept urmare poate fi asociată cu chakra inimii. Deci prin această dorință să se ajungă la suflet și să se dorească o rescriere, o revenire. Fie veți putea avea parte de o discuție cu cineva sau cineva să fie împins să revină către voi, dintr-o simțire, dintr-o clar simțire, dintr-o stare pe care nici această persoană nu și-o poate explica, fie efectiv se pot alinia frecvențele, astfel încât voi acum să o puteți lua de la început sau să vă puteți recrea un cadru propice prin care voi și persoana voastră de interes să ajungeți la o concluzie și să ajungeți la stabilitate în relație sau să aveți claritate asupra relației voastre și a poziției în care vă aflați și asupra relației la nivel de concret. Ce anume se întâmplă cu relația voastră? Zero înseamnă aici posibilități infinite săptămâna aceasta pentru ca voi să căpătați un nivel de înțelegere foarte clar în ceea ce privește relația voastră. Pentru alții dintre voi, dacă persoana la care voi vă gândiți acum a ezitat o lungă perioadă de vreme să acționeze în legătură cu voi sau să acționeze în ceea ce privește relația voastră, este pentru că a oscilat, a avut opțiuni sau atenția sa a fost distribuită pe mai multe arii importante din viața sa sau către mai multe persoane din viața sa. Însă, în acest moment, pentru că voi sunteți ascultătorul, energia și pasiunea și chimia și cum vreți voi să-i mai spuneți, îi împinge către voi. Sunteți foarte solari. Ce înseamnă foarte solar? Atrageți cumva atenția sau ați atras cumva atenția persoanei voastre de interes, pur și simplu. Soarele din nou. 19. Generozitate. Soarele se dublează. Iată, cineva își calcă peste orgoliu și poate acum să vă transmită semnale pentru unii dintre voi de reconciliere, pentru alții dintre voi de dorință de a sta de vorbă sau intenții de a se apropia de voi. Pentru cei care sunteți singuri, puteți avea parte de un eveniment prin care să cunoașteți pe cineva așa cum aveți voi nevoie în acest moment și să fie o persoană ușor atipică față de cum v-ați fi imaginat voi, dar să fie exact ce trebuie, exact ce trebuie. Poate o persoană foarte copilăroasă. 6 de cupe. Dragii mei, această săptămână este profund marcată de emoțional. Posibil ca acest tranzit al lui Marte prin rac să readucă sau să reactiveze pentru foarte mulți dintre voi conexiunea de suflet. Să readucă sau să reaprindă conexiunea de suflet dintre voi și persoana voastră dragă sau persoana voastră de interes.
Aici vorbim despre o reconectare. Vorbim despre o reconectare cu cineva alături de care voi ați simțit pasiunea adevărată, chimia adevărată, soarele împlinirea, alături de cineva care vă spune soarele meu, alături de cineva pentru care sunteți soarele, alături de cineva care vă admiră foarte mult, alături de cineva cu care posibil să fi avut o chimie și o atracție deosebită, alături de cineva cu care poate ați simțit că v-ați purtat copilărește sau că a fost așa ca o joacă de copii, dar doar pentru că nu era momentul potrivit atunci. Aveți foarte multe cărți bune aici, foarte multe cărți bune. Un suflet pereche, posibilitatea de a vă sincroniza în univers, acum la nivel de vibrație, cu un suflet foarte compatibil cu voi energetic. Dacă sunteți căsătoriți, este o săptămână foarte bună în care vă puteți alinia în dorințe, în gândire, în emoții cu persoana voastră dragă, cu soțul, cu soția. Dacă sunteți persoane singure, este o săptămână foarte bună în care să ajungeți la bucurie, la împlinire, să cunoașteți pe cineva. Dacă sunteți la începuturile unei relații, este o săptămână foarte bună prin care veți vedea progres. Iar dacă sunteți în separare, este o săptămână foarte bună în care efectiv persoana voastră de interes poate să facă pași către voi sau puteți primi semnale clare de la această persoană că este interesată de voi sau că poate reveni cumva asupra unei discuții, asupra voastră, asupra relației și a chimiei pe care voi ați avut-o anterior. La nivel de plan material, posibil să fie o săptămână mai puțin plăcută la nivel profesional, prin care să aveți de calmat un mic conflict la serviciu. Aici văd ceva discuții la nivel de colectiv sau poate voi vă simțiți mai obosiți, starea voastră emoțională va fi un pic mai joasă și atunci nu veți putea performa la adevărata voastră capacitate. Pentru alții dintre voi văd că aveți de luat o decizie în ceea ce privește bugetul vostru pentru că traversați cumva un conflict în această zonă sau aveți vreun impas, vreun neajuns pe care nu știți cum să îl soluționați. Pentru alții dintre voi, evident că văd niște scadențe sau poate a existat aici o pierdere financiară și acum aveți nevoie de o soluție pentru a vedea cum să vă recuperați, cum să vă reechilibrați financiar. Nu este neapărat o săptămână poate favorabilă pentru noi începuturi în această direcție, este o săptămână de regenerare, este o săptămână în care pe planul profesional să vă păstrați calmul, în care să aveți grijă la cheltuieli sau poate o săptămână în care voi aveți nevoie de niște răspunsuri pentru a face niște demersuri în viața voastră de zi cu zi. Și așteptați să se întâmple aceste lucruri cât mai repede, poate aveți nevoie de niște bani, poate așteptați pensie, salariu, accesarea unei finanțări, etc. Și aveți un conflict interior, vă măcinați foarte tare pentru că lucrurile se mișcă un pic mai greu ca de obicei. Dar este doar o perioadă, puteți să nu o traversați deloc, este doar o perioadă care trece cu siguranță. Iată. Puterea, care prin codul liberului arbitru 11 aici spune că este o perioadă prin care voi aveți acum alegeri de făcut în zona aceasta financiară sau a planului material, dacă să vă lăsați doborâți de micile impedimente ale vieții sau dacă vă recăpătați forța pentru că vă veți regenera, găsiți o soluție să traversați provocările pe care poate le aveți în acest moment, asul de bâte. Veți găsi modalități prin care să depășiți aceste mici provocări.
Trebuie doar să vă păstrați claritatea în toate cele și să aveți o voință de fier, să aveți foarte mult curaj și determinare să faceți lucrurile. Pe plan emoțional, sau medical, pe plan emoțional sau medical așa, s-ar putea ca acel tranzit al lui Marte să vă facă să vă simțiți un pic mai nervoși, mai agitați ca de obicei, să aveți senzația că lucrurile pentru voi nu se întâmplă sau să aveți senzația că voi sacrificați foarte multe lucruri pentru cei din jurul vostru și că nu puteți să străluciți, că nu aveți liniște, că nu aveți tihnă, că nu aveți răgaz să vă ocupați și de voi înșivă, că sunteți mereu în serviciul celorlalți și că trebuie tot timpul să faceți lucruri pentru alții, dar pentru voi mai puțin. Avem justiția aici. Balanța guvernează rinichii, deci atenție posibil la toxine, atenție la infecții urinare, atenție la dureri în spate, în zona rinichilor, atenție la răceli, atenție la picioare, atenție la șolduri. Vedeți că dacă sunteți cumva ușor triști sau depresivi, toate emoțiile acelea se vor înmagazina așa în zona abdomenului și a șoldurilor și vă veți simți greoi sau încercați să vă faceți niște masaje și băi calde cu sare, pentru că doi de bâte spune este un bun moment acum să îți reevaluezi așteptările, să te ancorezi în realitate și să vezi dacă nu cumva așteptările tale sunt cele care te-au împins către această stare de anxietate. Văd o stare emoțională mai anxioasă, dar văd și puterea de a depăși această săptămână sau această perioadă cu brio, dacă voi apelați la iubirea de sine, dacă voi vă veți concentra mai mult pe voi și pe ceea ce vă doriți voi, pe sentimentele voastre, trăirile voastre și pe persoana voastră și nu pe ceilalți. Asul de spade și asul de cupe. Claritate la nivel de suflet. Avem trei ași aici. Este o săptămână în care posibil dinamica dintre voi și persoana voastră de interes să fie una de neclaritate sau de foarte multe discuții sau de foarte multă activitate mentală care să vă producă anxietate sau de foarte multă incertitudine, dar cu cât vă veți liniști mai tare, cu atât lucrurile vor deveni mai clare și mai armonioase la nivel de suflet, pentru că, după cum vă spuneam, pentru unii dintre voi, acum, ce nu știți este ceva minunat, puteți avea parte de un rezultat foarte bun sau de o concluzie foarte potrivită, foarte înălțătoare, foarte fericită la nivel de relație. Pentru alții dintre voi puteți încheia ceva ce va da foarte mari bătăi de cap de-a lungul timpului alături de o persoană, unde posibil lucrurile să fi fost ușor toxice sau karmice, sau persoana aceasta să fi fost căsătorită sau să fi avut angajamente prin alte părți, despre care acum voi să aflați sau să acceptați în sfârșit că drumul vostru este altul, și uitați aici ce avem, un nou început, nebunul, alături de un suflet cu care să fiți mai compatibili și alături de un suflet cu care să experimentați și să trăiți iubirea adevărată. Vine aici asul de spade cu claritate mentală și asul de cupe cu iubire, regenerare. Talismanele. Noroc, iată, două talismane pentru noroc, roata și trifoiul. Se grăbește o inițială A,
care poate are legătură cu iubirea voastră sau inițiala A are legătură cu iubirea voastră cumva. Este o săptămână a credinței și a încrederii. O ciclicitate. Deci ajungeți într-un sfârșit, într-un punct de unde alte lucruri noi apar. Este o vulpe. Atenție că pe lângă voi aveți pe cineva care nu este foarte fericit când vă vede sau vă invidiază foarte tare. Mesaje sau discuții care pot fi ușor aprinse și emoționale. Un pic de calm nu va strica săptămâna aceasta. Sunt două talismane care spun comunicare, pentru unii aprinsă, pentru alții surprinzătoare. La nivel de sănătate, pare a fi o săptămână în care, după cum spuneam, să aveți grijă la ce mâncați, pentru că alimentele astea sunt și ele pline de toate. Se dublează soarele și roata, deci puteți avea parte acum de un nou început, de o revenire, iată, același simbol, dar care să funcționeze bine, care să fie abundentă, care să vă dea un nou început. Este ciclicitate foarte multă aici. Cheia, o șansă. Este o săptămână în care veți avea șanse, șanse de reușită. Avem și pe unul, atenție la ego, a apărut și soarele de două ori, cineva care poate acum să accepte ceva în sinea sa și să revină către voi, dar să nu vă spună, evident, pentru că este mândria aici, nebunul din nou, zero, scorpionul, alchimie sau Pluto, pe unde îl aveți voi acolo, prin case, a intrat în vărsător, neg, cineva posibil să vă nege, da? Să nu recunoască ceva, dar voi să descoperiți prin arhetipul scorpionului și atunci să aveți claritate despre cum vreți să acționați. Sau se îndreaptă către voi cineva care din mândrie, mândria asta, orgoliul ăsta înseamnă cu totul și cu totul altceva aici la cum îl văd eu, poate cineva care a ales pe altcineva. Și a avut o relație de lungă durată acolo, să-și dea seama că de fapt voi sunteți alegerea potrivită pentru ei. Dar să nu vă spună, să revină în viața voastră acum, spășit. Cineva care și-a negat trăirea, acum să revină. A nega, iată, a nega. Descoperiți ceva și cu asul ăsta de spade aici. Faceți o descoperire, iese ceva la suprafață foarte puternic, fie emoția, fie adevărul, fie sentimentele cuiva față de voi, sentimente de iubire. Un taur poate, un băiat poate, sau ceva ce are legătură cu un băiat, să descoperiți, joi, vineri. Aveți un pic de grijă la alergii, aici am și cuvântul gay, poate descoperiți că cine știe, persoana voastră de interes are și alte orientări sexuale sau poate acum descoperiți ceva legat de un băiat care are alte orientări sexuale și va trebui să fiți calmi, blânzi și să acceptați o situație. Posibilități multiple. Cineva vă oferă cheia, o șansă sau voi veți da cuiva o șansă sau universul vă dă o șansă nouă în iubire. Atenție, v-am spus la infecții urinare. Un necunoscut. Cineva, aveți ocazia să cunoașteți pe cineva, numele Jane. Inițialele sunt așa. A-Y-J-A, de două ori, N-E-O-B, V și G. Am ceva legat de guvern sau poate de vreo instituție. Ceva ce nu cunoașteți, poate aici la nivel profesional sau plan material să aveți parte de ceva taxe sau hârtii din acestea care să vină să vă contacteze vreo instituție în această privință.
Voce, văd foarte mult amprenta pe discuții săptămâna aceasta. Cineva care locuiește lângă un port sau ceva ce are legătură cu un port, cu marinar, cu apă, cu mări, cu oceane. Vidul, o șansă din eter, materializați ceva. Unii dintre voi aveți nevoie de mișcare. Marin, deci ceva legat de marin, fie nume, îl adaptați voi, fie ceva ce are legătură cu marina, marin, marina, dar în sensul de marinar, de vapoare, de călătorie. Puteți face o călătorie, plecați într-o călătorie sau găsiți bănuți pentru o călătorie, să o plătiți, vă plătiți concediul. Ana, ceva ce are legătură cu o clădire, poate vreți să faceți o tranzacție pe care nu reușiți să o duceți la bun sfârșit. S-ar putea să implice un sacrificiu, ceva ce are legătură cu o clădire, cu o ușă pe care trebuie să o deschideți sau nu puteți să deschideți o ușă. Atenție la ușa de la casă să nu vă blocați sau să nu blocați ceva, neapărat ușa, orice, un sertar, cheia de la mașină în mașină, să nu vă pierdeți chei, să nu vă blocați cardurile. Bani, iată. Poate ați da cuiva bani și nu îi puteți recupera acum, sau poate voi vreți să obțineți niște bani, îi așteptați de foarte mult timp, mai aveți un pic de răbdare pentru că lucrurile acestea se vor rezolva, se rezolvă cumva de la sine. Vi le arăt, poate mai vedeți și voi ceva aici. Ceva legat de o baterie, mai poate fi. Să aveți grijă, da, să poate aveți nevoie să înlocuiți o baterie, fie o baterie de uz casnic, fie o baterie de la mașină sau poate la nivel de vitalitate aveți nevoie să vă încărcați cumva bateriile, da, metaforic vorbind și să vă uitați puțin la sănătatea voastră. Să vă revitalizați sau să mergeți la medic, să vă faceți niște analize, treburi de genul acesta. Eu vă mulțumesc tare mult, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc tuturor o săptămână minunată. Să ne reauzim cu bine, pe curând, pa, pa!